și bine ați revenit pe canalul meu. După cum puteți vedea aici, am strâns niște produse și acum că vi le-am arătat așa pe ansamblu, am să le dau puțin deoparte. Și dacă nu v-ați dat seama, încă o să discutăm despre preferatele lunii aprilie. Și, desigur, nu se putea să nu curgă ceva de la un produs. Acesta l-am cules direct din duș, dar discutăm imediat despre ele. Și haideți să le luăm așa în nu știu în ce ordine, dar într-o ordine și o să vă povestesc așa despre fiecare în parte. Cred că cel mai bine ar fi să începem cu produsele pentru ten. Și aici am câteva descoperiri, câteva redescoperiri, cam astea sunt toate, dar o să vedeți la momentul potrivit. În primul rând, ca și produs de curățare. Ce-mi place să folosesc acum este acest ulei de la Avon. Este un ulei din acesta care se folosește pe ten. Îl aplici direct pe ten, dizolvă machiajul, după trebuie să umezesc mâinile și vin așa tapotezi pe ten. Deci tot machiajul îl dizolvă. Eu nu pot să mă apropii prea mult de ochi. Eu am așa niște ochi mai sensibili și mă usără un pic dacă mi intră în ochi, dar pentru ten este foarte, foarte ok. Se curăță rapid, nu lasă tenul și chiar îndepărtează cu succes machiajul. Machiaj pentru mine reprezentând așa fond de ten, că în blush și iluminator. Altceva nu folosesc dă și ruj pe buze, cam acestea le-am dat jos și v-am zis, chiar funcționează de minune, nu mă apropii el de zona ochilor din motivele pe care vi le-am expus, dar cred că dacă nu ați avea problemă, cred că și acolo ar face față cu succes. Se consumă foarte puțin la o utilizare, este ieftin undeva la vreo 17 lei și mi se pare a fi un produs destul de bun. Mai am câteva în stoc și o să mai vedeți la mine. Singura chestie este că, fiind așa ulei, o să mai curge din el și se cam duce așa ambalajul, dar nu este un lucru pe, pentru care aș putea să-l dau deoparte. Bun, după acest produs, că am zis așa să le iau cât de cât într-o anumită ordine, vin cu acest gel de curățare de la Andalu și ați văzut deja în MTS că am folosit o variantă mititică și v-am zis că am deja și unul mare în uz. Cred că mai am cam jumătate din el. Este un gel de curățare cu vitamina C cu lămâie mer, nu știu ce ar fi lămâia aceea, dar țin să vă anunț că miroase foarte ok, deci foarte, foarte ok, miroase bine. Spune aici că are, ar trebui să aibă efecte de iluminare a tenului, nu știu ce să vă zic, pentru că am ține spun că un gel de curățare stă pe ten, nu știu, maxim două minute și nu pot să vă zic că, da, vai de mine, am văzut efect de iluminare de la acesta, dar oricum, în momentul de față, folosesc așa foarte multe produse cu vitamina C și presupun că ceva ceva tot funcționează. Bun, acest produs eu îl aplic, deci după ce îmi clătesc tenul de uleiul acela de demachiere, vin cu acest produs și cumva pe tenul umed, dar dacă nu folosesc produse de machiaj, vin cu el deja direct pe tenul uscat, îl masez, pun două pompițe în mână, masez foarte, foarte bine tenul și după vin cu un bărățel în acela cu celuloză pe care îl și cu acela cumva încep, propriu zis, curățarea tenului. Mi se pare mult mai ok așa și pentru mine funcționează. Acest gel de curățare eu l-am luat, cred că de pe iHerb, dar îl găsiți și la noi, cred că pe Secom îl găsiți. Um, pe iHerb cu siguranță are un preț mult mai bun, cred că la jumate comparativ cu ce găsiți în România bun, tot cu vitamina C pentru că v-am zis că momentan am așa o mică frenezie am crema aceasta cu vitamina C și SPF 50 de la Avon eu o folosesc cred că de vreo două săptămâni, trei, în fiecare zi și mi se pare a fi o cremă foarte bună. V-am mai arătat-o într-un videoclip, are așa o textură albă, este destul de grosuță, dar nu este niciun, nicio problemă pentru că în momentul în care o masez pe piele, intră destul de repede, nu lasă pelicula albă și rămâne așa cumva pe ten, deci nu se absorbe în totalitate, adică nu lasă tenul ca și cum nu mai ai nimic aplicat pe el, deci se vede că este un produs hidratant aplicat, dar pe mine nu mă deranjează, eu după ce folosesc această cremă, după câteva minute îmi aplic fondul de ten dacă folosesc, dacă nu, nu, și dacă aplic fondul de ten peste, mi se pare că este și o, o bază foarte bună de machiaj, pentru că îmi hidratează și tenul și plus că, nu știu, parcă altfel se așează fondul de ten, parcă arată mult mai bine peste această cremă, comparativ cu alte creme pe care le-am folosit. Din partea mea, un mare, mare like, care și este pe F50, deci este ceva foarte bun. Uh, stați așa să vedem cam ce unde să le luăm. Nu am crezut că o să vă arăt vreodată în viața, în viața vieților mele o cremă de dinți la preferate. Parcă v-am mai arătat o dată, tot așa găsim ceva care m-a lăsat wow. Aceasta este de la Oral B. Eu am cumpărat-o pentru că aveam un voucher din acela de 50% reducere la Kaufland. Nu știu dacă știți, dar acolo au aceea uh, bruscuța aia în care duceți trei produse de plastic la reciclat, inclusiv cosmetice, să știți, că gen, uitați așa, o sticlă, dacă duceți, este considerată un produs de plastic, nu puteți duce, din ce am înțeles, produsele gen rolon, pe acelea, parcă am înțeles că nu, și desigur ce este aluminiu, dar ce este cos plastic, din acestea le puteți duce inclusiv pe cele de la produse de curățenie. Și luna aceasta, în aprilie, a fost 50% reducere la produsele de la Oral-B, la pastele de dinți. Eu mi-am ales -o pe aceasta și ați văzut deja că mi-am recumpărat-o. Pentru gingii și smalțul dinților, cu o ușoară tentă de albire, zic ei aici, ce-mi place la aceasta este că este foarte, da, foarte delicată cu dinții. V-ați mai auzit pe mine spunându-vă că, spunându că, eu am dinții foarte sensibili și această pastă v-am să o folosesc de ceva vreme și nu mi-a cauzat până acum nicio de De obicei, cam în două-trei utilizări o simt dacă este prea agresivă cu dinții, dar aceasta chiar este foarte ok, este curăță foarte bine și lasă așa un gust foarte mentolat în gură. Lucru care mie îmi place, pentru că am mai încercat și paste de dinți naturale care nu erau așa mentolate. Păi, dacă e pasă de dinți, să fie cu mentol, zic eu. Știu că nu toată lumea este de aceeași părere, dar dacă este mentolată, păi să fie mentolată, mai zis, îmi place mult la preț întreg cel puțin la Kaufland vă zic că eu de acolo am luat era la 16 lei, 69, 17 lei dar așa la ofertă mi se pare un produs foarte bun și cred că după ce o să termin cele două pe care le-am la ofertă cred că o să o cumpăr și la preț întreg dacă nu o să o găsesc în altă parte mai ieftin pentru că v-am zis că mi se pare că a fi un produs foarte bun am și un produs pentru păr și iese acest șampon de la Nivea, după cum puteți observa, am folosit deja de câteva ori din el, Pure Detox, din acesta curge apă pentru că v-am zis că l-am cules din duș. După cum spuneam, Pure Detox, un șampon mild, adică blând cu părul, conține ceai verde organic și lime și spune aici că ar trebui să ofere un balans, <laughs> balans nu cred că este balans în niciun caz, Uh, da, și o, un bus de energie și este pentru păr stresat păr și uh, scalp stresat nu știu ce să vă zic dacă părul meu este stresat sau nu, eu sigur sunt, dar nu știu dacă este și el săracul, dar uh, ți se va anunț că a ajuns prin preferate din două motive, mi se pare a fi blând cu părul, deci nu uh, nu mi-l lasă uscat, nu mi-l... Nu știu, simt așa că îl las așa ok când trec mâna prin el imediat după ce l-am spălat. Este ok și la mine. Eu am scalpuri și rădăcinile grase și pe lungimea el este uscat. Fiind și crețulin, vă dați seama că este mai uscat decât ar trebui să fie. Și asta este problema mea. Dacă folosesc produse pentru păr gras, ajută la rădăcini, dar pe lungime este crimă și pedeapsă. Acesta mi se pare a fi un produs bun. Miroase și foarte simpatic așa a lime și parcă, parcă, nu știu să vă zic, dar așa mi s-a părut până acum, cam îmi prelungește cam cu jumătate de zi durata între spălări. Și asta v-am zis de la o persoană care la două zile, uneori mai puțin de 48 de ore, trebuie să mă spăl pe cap pentru că se vede deja că scalpul este gras. Asta spune multe. O, îmi, îmi place produsul în sine, v îmi place. iese și ieftin, îl găsiți pe prima majoritatea magazinilor. Așadar, din partea mea, primește un mare like. Bun. O să vedeți că sunt niște produse de la Avon câteva la număr, pentru că știți deja că eu pot să zic că eram încă, sunt reprezentant, dar nu mai fac comenzi, dar am comandat multe produse de la ei și desigur, comandând astfel de multe produse, vă dați seama că da, am și câteva produse în stoc pe care eu chiar vreau să le folosesc. Astăzi vreau să vin în fața voastră să vă arăt așa ce duo am folosit în ultima vreme. În primul rând am parfumul acesta de la Yves Cherish. Eu l-am prezentat într-un într, -un parfum, într -un videoclip cu trei parfumuri de primăvară-vară. Și de atunci l-am folosit, nu știu cât de bine se poate vedea. Cam așa ar trebui să-l țin, dar cred că cam până pe aici am folosit din el. Mi se pare a fi un parfum extraordinar de bun. Cu cât mă dau mai mult cu el, cu atât îmi dau mai în seama că îmi place mai mult. Și este așa un parfum foarte fresh, cumva ușor dulce, dar un dulce floral. Și îmi place, m-am zis, la nebunie, mai ales pentru acest sezon. Mi se pare că mi se potrivește mănușă și persistă foarte bine și este o chestie așa foarte interesantă. Eu mă dau cu parfum undeva pe la ora 8 fără un sfert cam așa. 8, da, cam o fără 20, o fără un sfert. După ce mă dau cu parfum, mă pregătesc și plec de acasă, mă îmbrac și plec de acasă și undeva pe la ora 1, 1 și jumătatea, până în două, cam așa, cumva parcă simt că înflorește, deci simt și în decursul zilei parfumul, dar atunci parcă simt cumva că înflorește așa parfumul, efectiv simt așa că vine așa un miros plăcut de parfum și sau uneori prima oară chiar am stat și m-am gândit, zic, doamne, zic, dar oare ce miroase așa de bine? Și după mi-am dat seama că acest parfum, nu știu, nu mi s-a mai întâmplat niciodată cu un parfum așa să înflorească după un anumit timp, dar așa îl simt. Cumva notele de bază, parcă exact așa, la asta mă duce gândul, cumva înfloresc așa și se simt foarte, foarte plăcut. Și desigur, pentru că eu în ultima vreme mi-am făcut așa un obicei bun, zic eu, să combin parfumul cu o cremă de corp din aceeași gamă, am și crema de corp de la Avon Cherish și dacă n-ați încercat până acum cremele de corp de la Avon, Acestea parfumate, nu știu ce faceți cu viața voastră, că trebuie să le încercați neapărat. Sunt undeva la vreo 10 lei, au 150 de mililitri, sunt în aceeași aromă cu parfumul, desigur, și îl completează foarte frumos, dar îmi place că hidratează și hidratează decent, minșor. Nu este ceva, wow, dacă aveți pielea extraordinar de uscată sau foarte uscată, nu cred că o să facă față. O să trebuiască poate să veniți și cu un ulei sau cu o cremă mai grasă și pe deasupra să veniți cu aceasta, dar așa, dacă aveți o piele normală, mi se pare a fi extraordinar de bună. Vă zic și mai ales, vă învăluiește așa într-un parfum Vă într-un parfum atât de frumos, Mie îmi place mai mult să o folosesc seara, după duș, dar se mai întâmplă uneori să o aplic și dimineața, nu de multe ori, dar uneori să o aplic așa și dimineața pentru că îmi place cum, cum se simte așa pe piele. Bun, ultimul produs cosmetic cosmetic, că mai avem încă două produse. Este tot de și cred că și pe aceasta v-am arătat o de câteva ori prin preferate, dar știți cum este. În momentul în care mi-aduc aminte că trebuie să-mi îngrijesc mâinile și picioarele, mai ales picioarele, că mâinile, hai că mai aplic din când o cremă dar pe tălpi la mine este crimă și pe și acolo. Ứndim mâna după această cremă. Aceasta este din gama Planespa, Spa, uh, Blissfully Nourishing și este cu unde și African. Uh, este pentru mâini, coate și picioare de mirosit miroase extraordinar de bine. Cam așa arată și după cum puteți vedea am consumat destul din ea. Cred că am mai consumat încă una din aceasta sau poate două în decursul vieții mele, dacă pot să mă exprim așa. Am mai dat și la alte persoane tot așa creme din acestea, am recomandat, am și dat și mi se pare a fi foarte bune. Miros într-un stil demențial, cumva foarte dulce, așa zaharos, dar nu ceva neplăcut de dulce și mi se pare că hidratează foarte bine. Îmi place că este un produs din acesta multifuncțional, deci reușește să hidrateze și picioarele, chiar dacă ea teoretic este targetată pentru mâini și coate și pentru picioare, dar știți că de obicei acolo, mă scuzați, acolo trebuie așa ceva mai intensiv. Bun, v zis că îmi place, miroase bine, se absorbe bine în piele și dacă nu uit când o pun pe noptieră, chiar o mai dau din când în când pe mâini și pe picioare. Trecem la un produs non-cosmetic și este acest marker cu vopsea. Eu l-am luat din Lidl, iese din gama lor Parkside și apare la o anumită perioadă, știți că ei prin Lidl nu au așa o gamă, tot timpul, o gamă permanentă, dar mai apare așa din când în când, Este un marker cu vopsea pentru rosturi, acesta este alb și spune aici că se folosește foarte ușor, se deschide capacul, se agită și după apeși un pic și iese efectiv o seaua. Eu îl folosesc pentru rosturi. Eu am în bucătărie rosturi albe și la un moment dat, oricât de bine le-aș curăța și îngriji și mai ales dacă sunt, dacă sunt așa de inteligentă și mai dau și cu produse de curățare care nu sunt transparente sau albe și au o tentă gălbuie, da, și mai folosesc și o leavetă galbenă închipiți-vă cam ce s-a ce, ce întâmplat în bucătăria mea așadar, cu un astfel de produs o să-i dau așa și capacul jos, cam așa arată efectiv trasez linii pe rosturi efectiv le pictez și mi se pare că le reînvie, le duce la viață am stat într-o zi, cred că vreo nu știu, o oră și ceva pentru că uh, am considerat că este ok să revin de două ori peste aceeași linie și am uh, dat în toată bucătăria eu am, să zic, undeva la vreo 6 metri de faianță, gresie, cum vreți voi să spuneți, cu rosturi. 6 pe nu știu, hai să zicem un metru. Deci este efectiv bucata aia între mobila de bucătărie, de, între blatul acesta pe care filmez și mobila suspendată pe care o am în bucătărie. Și este partea aceasta. Pentru mine, v-am zis, funcționează extraordinar de bine. Dacă aș mai găsi ceva de genul, dar într-o altă culoare îmi trebuie pe un crem pentru gresia din baie, aș fi cea mai fericită. Găsiți și pe EMAG, că am găsit în majoritatea culorilor din acestea așa alb, roșu, gri, portocaliu, verde. Deci dacă vă interesează, găsiți acolo și îl găsiți ieftin tare. Eu l-am cumpărat de la Lidl la, cred că vreo 8-9 lei am dat pe el. Deci este un preț bun. Și ultimul, nu o să vi-l arăt că este deja pus la locul lui, dar este oala Tefal One Pot. V-am povestit. Țin să vă anunț că cei de la Tefal cred că trebuie să-mi ofere și mie o oală, încă o oală gratis. Pentru că deja am 8 persoane care și-au cumpărat oala datorită mie sau mulțumită mie, nu știu cum să zic, este cea mai minunată oală. O să poate vă fac... Ați văzut deja în videoclipul în care vă arătam ce am gătit de Paște, cât de repede a funcționat la gătit și din partea mea merită 20 de, 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 dauri, deci 100%. Este acum la EMAG și pe Altex la 300 de lei. Vă las link în bara de descriere pentru ea și credeți-mă că merită 100%. La prețul acesta eu cred că n-am văzut niciodată de când o urmăresc. Cam acestea au fost produsele pe care am vrut să vi le arăt astăzi. Vă mulțumesc mult pentru vizualizare. Spuneți-mi, vă rog, ce ați încercat și voi, ce preferate aveți în această lună. Vă pup și vă doresc o zi bună. Pa, pa!